de puține ori, convorbirea telefonică cu dumneavoastră, proprietarii de câine sau de pisică, decurge în felul următor. Cățelul meu este foarte trist și ține ochii închiși. Cățelul meu refuză plimbarea în parc și încearcă să se scarpine insistent la amândoi ochișori. Pisica mea este foarte tristă, se ascunde, ține ochii închiși și își freacă insistent ochișorii de cobor. Nu se mai joacă ca și înainte și parcă nici nu-i mai văd pleoapele, doamna doctor. Haideți să înțelegem ce este entropionul la câine și la pisică, pentru că acești pacienți care țin ochii închiși, acești pacienți care au ochi dureros, pot dezvolta entropionul. Entropionul este o afecțiune a pleoapelor care se caracterizează prin răsucirea spre interior către globul ocular a marginii libere a pleoapelor. Marginea liberă a pleoapei întoarsă către globul ocular va determina secundar leziuni corneene, de la simple eroziuni până la ulcere corneene profunde grave. Entropionul este frecvent la rasele de câini, cum ar fi șarpeiul, Chow Chow, buldogul englez, rottweilerul, cane corso și nu numai. La pisică se întâlnește cu o frecvență foarte mare entropionul la British Shorthair, Scottish Fold, rasa europeană, chiar Sfinxul, persana de asemenea. Ce trebuie să observăm? Să observăm, în primul rând, că pacienții noștri au ochișorul închis. Durerea oculară este prezentă și se manifestă prin blefarospasm, ochi închis și lăcrimare excesivă, care se numește epifora. Ca urmare a răsucirii pleoapelor către globul ocular, leziunile corneene secundare pot să apară la scurt timp după declanșarea entropionului. Durerea oculară este prezentă și uneori este atroce și frecvent proprietarii ne întreabă cât de mult îl doare. Putem face comparația, durerea din entropion poate să fie comparabilă nu cu un fir de nisip care ne-a ajuns în ochi și ne provoacă o durere grozavă și ne încercăm să frecăm ochii, să scăpăm de corpul acela străin. Durerea oculară se poate compara cu un pumn de nisip aruncat în amândoi ochii. Despre asta este vorba. Ochiul închis înseamnă durere, ochiul închis înseamnă că ceva se întâmplă la nivelul cornei. Entropionul poate să evolueze unilateral, numai un singur ochișor să fie închis. Și în momentul în care observ comparativ cei doi ochi ai pacientului nostru, unul este larg deschis și pot să observ cu ușurință marginea liberă a pleoapei, iar celălalt care este mai mic, cu blefarospasm și lăcrimare excesivă, nu reușesc să mai observ marginea liberă a pleoapei. Entropionul deci poate evolua unilateral sau bilateral, iar bilateral se întâmplă frecvent la șarpei, la Chow Chow. În momentul în care se diagnostică un entropion, veți afla de la medicul veterinar că tratamentul acestei afecțiuni a pleoapelor este întotdeauna chirurgical. Fiecare pacient este unic și medicul veterinar va opta pentru o anumită tehnică chirurgicală în funcție de tipul entropionului, de rasa pacientului nostru, de gradul entropionului și de vârsta acestuia. Trebuie să punem pe listă două lucruri importante. Tratamentul entropionului este chirurgical și trebuie să acceptăm chirurgia, dar trebuie să înțelegem că această chirurgie înseamnă o operație practic estetică și de confort. Sutura pe care o realizează medicul veterinar la nivelul pleoapelor ca să corecteze această modificare de pleoapă, de margine liberă a pleoapei, este o sutură cu un fir nylon. Să obținem o cicatrice foarte fină, suplă, și zona perioculară să se îmbrace apoi în blăniță și să nu se observe această intervenție chirurgicală. Și pentru că este o intervenție chirurgicală estetică și de confort, este important să înțelegem că după operație, timp de 14 zile, până la îndepărtarea firelor de sutură, pacientul nostru va trebui să poarte obligatoriu guler de protecție. Să nu vă imaginați că ei vor accepta cu ușurință gulerul de protecție, dar noi trebuie, după intervenția chirurgicală, să îngrijim plaga și mai ales să o protejăm,
să o protejăm cu acest guler de protecție. Toaleta locală după intervenția chirurgicală se efectuează cu ser fiziologic în jurul pleoapelor și pe zona operată și, bineînțeles, se vor aplica în strat foarte subțire unguente cu antibiotic și antiinflamator. Jumătate din pacienții noștri nu vor dori gulerul de protecție și vorbesc nu numai de căței, pisicile. Pentru pisici este un stres major să reușești să-i montezi un guler și să-l și păstreze 14 zile, pentru că medicul veterinar operează pentru opionul, durează o oră, două, dar dumneavoastră ca proprietar trebuie să înțelegeți că timp de 14 zile va trebui să faceți echipă bună cu o echipă perfectă cu medicul veterinar și să îngrijiți plaga operată ca să avem o cicatrice fină, suplă. După cum vă spuneam, este o provocare să facem pacientul nostru să poarte gulerul. Este o provocare și trebuie să vorbim despre asta, pentru că va fi o diferență colosală să-l convingem, de exemplu, pe Spike să poarte guler timp de 14 zile după o operație estetică, dar în comparație cu un dog german deja este cu totul și cu totul alta poveste. Dacă un dog german, care este un cățel de talie mare și cu forță, îi așezăm la guler după intervenția chirurgicală un guler, în două ore îl face praf, îl distruge. Și bineînțeles că va dori să se scarpine la ochi, acolo unde am efectuat intervenția chirurgicală și dintr-o operație estetică vom avea un dezastru, o cicatrice vicioasă. Ce vă sfătuiesc eu și de-a lungul vremii am văzut că funcționează? Vă sfătuiesc să faceți un antrenament, o perioadă de acomodare înaintea intervenției chirurgicale cu acest guler. Iar în activitatea mea am apelat întotdeauna la un specialist. Marian Ciobanu este prieten drag, este un om care înțelege tot comportamentul cățeilor și pe mine m-a ajutat, nu numai pe mine ca și chirurg și pe proprietarii care au trebuit să vină cu un pacient să-l operăm de entropion, pe noi toți, cu Marian, noi toți am făcut o echipă. Ne-a învățat cum să acomodăm cățelul cu gulerul de protecție, cum să-l învățăm să stea foarte cu minte la tratamentul local. Sfatul meu este să apelați la un specialist pentru o perioadă de antrenament, de acomodare cu acest guler de protecție, care pentru pacienții noștri, să știți că este un calvar. Un consult oftalmologic complet este absolut obligatoriu dacă pisica sau cățelul dumneavoastră prezintă o durere oculară și ține ochii închiși. Entropionul se operează. Entropionul se operează, tehnicile de chirurgie sunt diferite, medicul veterinar va alege tehnica chirurgicală pentru pacientul dumneavoastră care este întotdeauna unic și este important să înțelegem că după operația de entropion, odată cu ochii deschiși, înseamnă că pacientul nostru nu mai are durere. Aceasta este important. Operația de entropion este o operație estetică, de confort, în urma căreia pacientul nostru nu va mai prezenta, bineînțeles, durere oculară.